Alexandra Grati este cea care a rescris alături de primarul Nina Costiuc povestea bibliotecii din localitatea Budești. An la rând au luptat pentru a căpăta un spațiu destinat bibliotecii, iar după multă muncă și dedicație au reușit să transforme biblioteca într-un adevărat centru comunitar, unde atât copiii cât și adulții vin nu doar să citească, dar și să beneficieze de informații, tehnologii moderne, resurse și servicii noi. Am trecut prin atâtea greutăți, perioada de tranziție, când nu se găsea loc pentru bibliotecă, când era inundată, când nu era un regim termic normal pentru păstrarea cărților. Împreună ne-am dorit ca să atragem cât mai mult carte, cât mai multe activități să organizăm prin intermediul bibliotecii. Primul pas în modernizarea activității bibliotecii publice a fost actualizarea colecției de cărți. Colecția de carte pe care o avem astăzi în față a avut multe de suferit, inundație din 7 localuri în care a fost, dar ne-am stăruit să o păstrăm și pe care o avem acum, să fie selectată pe categorii și să stea la dispoziția utilizatorilor. Dar literatura pe care nu este folosită, totuși o păstrăm, dar în arhiva bibliotecii. A urmat ajustarea spațiului la necesitățile comunității. În sala bibliotecii a fost creat atât spațiu pentru lectură sau lucru la calculator, cât și spațiu pentru activități care stimulează creativitatea. Spațiul unei biblioteci trebuie să fie viu și colorat. Aceste desene au fost făcute de copii și vândem, dragi bibliotecari, ca să găsiți talente în localitate care să vă ajute la înfrumusețarea spațiului bibliotecii în care activați. Și pentru că o bibliotecă modernă trebuie să-și extindă colecțiile din formatul tipărit la cel electronic, în cadrul proiectului Novateca, Biblioteca Publică Budești a primit 6 calculatoare și o imprimantă. Astfel, pentru toți cei care nu au internet acasă, biblioteca are un rol cheie, oferind acces public și gratuit la tehnologiile informaționale prin intermediul bibliotecarilor instruiți în alfabetizarea digitală. Pentru că a oferi servicii beneficiarilor, eu ca bibliotecar am mers la instruiri în cadrul programului Novateca, unde am studiat funcțiile calculatorului și metodele de folosire a acestui utilaj. Știm că foarte multe familii au rude peste hotare, copii și noi prin rețeaua de calculatoare le ajutăm ca să ia legătură cu aceste rude și să folosindu-se de calculatoarele care sunt în bibliotecă. O bibliotecă modernă trebuie să dispună de colecții de carte actualizate, de un spațiu pentru servicii noi de bibliotecă și, nu în ultimul rând, de calculatoare conectate la internet. Și cred că aceasta nouă ne-a reușit. Aș face un apel către toate autoritățile locale, de nivelul 1 și de nivelul 2, să schimbe mentalitatea, să pună accentul pe valori. Și una din valori este biblioteca publică. Atâta timp cât noi nu ne-am implicat, atâta timp nu o să schimbăm situația. Trebuie să ne implicăm, să oferim sprijinul cel mai posibil bibliotecarilor, să ajutăm ca nivelul lor de profesionalism să fie cât mai înalt și să-i ajutăm ca să aibă posibilitatea de a oferi oamenilor cunoștințe noi, biblioteca de a deveni un centru intelectual strict necesar tuturor cetățenilor care pot să se folosească de aceste servicii. Bibliotecile publice de la sat redevin astfel adevărate centre sociale, spații în care oamenii vin să caute informații pe internet, unde copiii își fac temele pentru acasă sau vin pentru alte diverse activități creative de grup. Biblioteca și-a depășit noțiunea de simplu depozit de carte și a căpătat o altă dimensiune, transformându-se în centru comunitar, un loc de conectare și relaționare a comunității.